Biblioteca Județeană Alexandru Odobescu din Călărași a fost gazda unui eveniment cultural deosebit în data de 10 decembrie 2021. Este vorba despre lansarea volumelor Umbre și Țara ultimului soldat ale autorului Doru Viorel Ursu, politician român, avocat, judecător, procuror, fost membru al Frontului Salvării Naționale, ministru de interne al României în perioada 16 iunie 1990-16 octombrie 1991. Călărășenii prezenți la întâlnirea literară au fost fascinați de experiențele care i-au marcat scrierile lui Doru Viorel Ursu. Domnule ministru, în primul rând, bine ați venit în Călărași, bine ați venit la Consiliul Județean, bine ați venit la Biblioteca Județeană. Suntem, într-adevăr, mândri că ați ales această locație pentru a lansa două cărți. Nu le-am citit, cu siguranță le voi citi, cu siguranță sunt două cărți minunare. Două completări aș mai face la prezentarea minunată pe care mi-a făcut domnul ministru, și anume că dumnealui este coautor la elaborarea legislației moderne, este unul care a participat la înființarea Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza, este omul care a participat la înființarea liceelor de poliție și a jandarmeriei române. Domnul ministru, încă o dată bine ați venit și mulțumim. Mulțumesc. O să vă rog, domnule Tudor, dacă ați spus că ați citit cărțile și dacă puteți să ne spuneți de ceva despre ele. În primul rând, vă salut pe cei care ați avut timp să veniți astăzi la o întâlnire adevărată, la o întâlnire cu literatura și în același timp cu istoria. Și bineînțeles cu un om care, dacă a făcut istorie, pentru că fiecare dintre noi acolo unde am fost trimiși de viață ne-am lăsat amprenta, Doru Viorel Ursu a făcut acest lucru, chiar dacă a fost ministru între două mineriade, așa cum scrie și în carte, și așa cum mi-a plăcut să afirme puțin mai devreme. Deci ne întâlnim cu un om de excepție pe care îl cunoșteam, cum a spus și colega mea, de la televizor, dar pe care l-am descoperit ca un om de condei, un om cu verb, un om care știe să folosească metafora acolo unde este locul ei și un om care are curaj să spună lucrurilor pe nume. De altfel, în cele două cărți am să vă spun câteva cuvinte despre fiecare și vă îndemn să le descoperiți singuri. Reiterează un adevăr axiomatic, și anume că noi trebuie să spunem istoria reală și nu cea fetișizată, ascunsă, trucheată pentru manipulare, cum o mai fac, din păcate, unii istorici. Spun acest lucru pentru că și eu, ca istoric, cândva am făcut acest lucru, dar era suficient să spun într-o carte pe care o publicam în regimul trecut, după cum a afirmat tovarășul, și puteam să spun orice, că nici nu știa ce a afirmat tovarășul, și puteam să spun niște adevăruri istorice, astăzi unii văd că încep să se ascundă după deget. Dacă 40 de ani din viața noastră am însemnat istorie, și dacă cei 31 de ani chinuiți, așa cum rezultă din aceste două cărți, înseamnă viață și istorie. Da, și cei 40 de ani de comunism înseamnă istorie, și cei 31 de ani chinuiți de veșnică tranziție înseamnă tot istorie, și noi cei care pretindem că vrem să înțelegem niște fapte, trebuie să le luăm ca atare. Sunt două cărți astăzi. Câteva cuvinte despre fiecare. Una, care mi este foarte dragă deja, eu o numesc carte document. Deși se numește Umbre. Umbre pentru că, dincolo de lumină, știți foarte bine că este întuneric. Uneori, întunericul, așezându-se peste lumină, creează umbre. Eu așa am înțeles metaforic numele acestei cărți, pentru că în spatele ei sunt niște fapte de istorie, pornind de la, iată, demonstrația studențească din 8 noiembrie 1945, manipulată și soldată cu victime nevinovate. Noi parcă credeam că doar la Revoluția din decembrie 89 au fost victime nevinovate sau colaterale, cum le mai spun unii. Da? Vorbim apoi despre un, sau vorbește autorul despre un fapt petrecut, culmea chiar pe teritoriul actualului județ Călărași, despre care eu am scris pe blogul meu, în urmă cu vreo 2 ani de zile, despre trădarea, în ghilimele, de la Tămădău. Da? Veți găsi niște informații scurte, dar informații corecte, iar autorul are și mare avantaj pe care îl și recunoaște în debutul cărții sale, că a trudit ore în șir și a cercetat mii de pagini de documente, culmea din arhiva Serviului, folosind, bineînțeles, și surse publicate din ordinul lui Virgil Măgureanu la vremea respectivă, iată că Virgil Măgureanu a făcut și foarte bune, din așa numita Carte Alba a Securității, volumele publicate în 1995, 94-95. Deci documente de la sursă, din care veți afla, de exemplu, cum a fost sinucis, în ghilimele, Chivu Stoica. Ba, autorul, ca profesionist, magistrat, procuror, judecător militar, chiar face acolo o analiză, dacă era posibil să se sinucidă cu adevărat cu acea armă pe care, culmea, o primise cadou de la Gheorghiu-Dej, da? Culcat sau pe scaun, ne veți deșifra dumneavoastră amănuntele astea. Eu știu că la vremea respectivă s-a vorbit foarte, foarte serios despre o eliminare de pe scena politică a lui Chivu Stoica, așa cum procedase puțin mai înainte și autorul scrie și despre acest caz, Gheorghiu-Dej cu Lucrețiu Pătrășcanu. Deci lucrurile erau cumva similare. Că este așa, o dovedește și faptul că la funerariile lui Chivu Stoica, Ceaușescu își calcă pe suflet și acceptă funerarii naționale pentru un personaj pe care nu l-a iubit deloc, pornind de la sifilisul pe care l-a avut în pușcărie, da? Și până la faptul că era șef de stat și nu prea crea acest lucru, el fiind doar șef de partid până în 1967, de atât ultima mea postare de pe blogul meu, pe care și eu am pus-o puțin așa, mai citănește povestea unei scene, sau scenei din parc, de fapt era vorba de prima vizită pe care o făcea Ceaușescu la Călărași în 1967 împreună cu Chivu Stoica. Chivu Stoica șef de stat și Ceaușescu doar șef de partid la vremea respectivă. Ceaușescu n-a participat la funerariile lui Chivu Stoica. Asta poate ne dă de gândit, nu? Veți mai afla acolo lucruri interesante despre, poate ați auzit de rețeaua Caraman, da? Și de modul în care Caraman a dispărut sau nu de pe, știți dumneavoastră de unde, ajutat sau nu, am să spun. De asemenea, veți găsi câteva reflexii interesante despre Paul Goma, care, deși urmărit de regimul comunist și de securitate ani de zile, se pare că, așa cum spune autorul, a murit de un banal, în ghilimele banal, virus COVID, da? Anul trecut, în 28 martie 2020, dacă nu mă înșală memoria. Și multe alte lucruri interesante din această carte document pe care le oferă cu mare generozitate autorul și eu îi mulțumesc și lui Aurelia Ion că a făcut posibil apariția acestei cărți aici, la Călărași, în editura Agora, unde și subsemnatul a publicat 7 cărți. Cartea cu note biografice, Țara ultimului soldat, m-a făcut să descoper un om sincer, un om cu talent, un om care știe să croșeteze cu textul în povestioare scurte, dovedind că știe istorie, pentru că, fiind născut în 1953, la un an după ce mămica mea m-a adus pe mine în libertate, așa cum a fost adus și autorul, după 2 ore și jumate de detenție a mamei, culmea, la miliția din Turnu Severin, unde primar ilegalist era exact Punciu. Da? Dacă s-a aflat, imaginați-vă ce s-a întâmplat cu polițiștii, milițenii și securiștii din Turnu Severin, când a aflat că, iată, tocmai pe cine își permiseseră ei să rețină pe nepoata șefului în mare, da? Care șef în mare, răzgăsit pe aici, culmea, a fost înmormântat, ca să vă dați seama cât de mare șef a fost, da? A fost înmormântat la mausoleul din Parcul Libertății, actualul Carol I, acolo unde este înmormântat și Gheorghiu-Dej. Deci, mare șef, dați seama, cu care fusese chiar coleg din închisorile. Dar s-a încurcat cu secretara și da. A destituit. O luăm așa. Deci, ce-am vrut să spun, în 1953 născut, nu prea a avut o memorie fantastică Doru Viorel Ursu să-și amintească el cum prin drobeta Turnu Severin erau avazate toate clădirile cu figura odioasă a unui mareșalului Tito, care călca pe cadavre de unde curgea sânge bogat, dar a văzut asemenea documente pe care le-am văzut și eu. Le-a văzut și le folosește cu tehnica unui autor adevărat atunci când se impune momentul în care sfârșește această frumoasă curgere biografică, n-am cum să-i spun altfel, cu un eveniment de care ne amintim, dar nu mai știam, am uitat în Constituție, Constituția era în decembrie 91, deci n-aveam Constituție atunci, Senatul era cel care valida guvernul pe vechea, să spunem, pe vechile prevederi cu valoare constituțională, că nu aveam o Constituție, și Doru Viorel Ursu sfârșește această frumoasă carte cu momentul acela al validării guvernului Stolojan, din care fusese exclus, și cu toate că ministrul propus pentru interne la vremea respectivă nu a primit voturile necesare, Stolojan îl sună și am înțeles că îi propune postul de ministru de interne, dar a refuzat să vorbească la telefon, părăsește și se duce să-și vadă de viață pe care o știm cu toții ce a urmat după părăsirea funcției de ministru. Bine scrisă carte. Nu o să vă plictisiți, povestioarele sunt scurte, sunt pline de, să spunem, elemente surpriză. Autorul lasă povestirea la un moment dat, cum se și practică, avem 3 puncte și introducem în interiorul povestirii elementele pe care le consideră necesare ca să înțelegem ceea ce a vrut să ne transmitem. Recunosc că sunt primele cărți care le citesc de la Doru Viorel Ursu. Efectiv, m-am îndrăgostit, le-am căutat pe celelalte pe internet, că avem acest acces facil astăzi, și îl asigur că sigur le voi parcurge rapid, pentru că scrie frumos și se citește ușor, dar ai cu ce rămâne după ce citești o carte de Doru Viorel Ursu. Îi mulțumesc și îl felicit pentru... Mulțumesc, general, ca de fiecare dată suntem încântați de prezentările dumneavoastră și de elocință și de multitudinea de informații pe care ni le oferiți. Înainte de a-i da cuvântul, domnul ministru, aș vrea să vă citesc. Spune domnul ministru aici, în loc de cuvânt înainte, aș vrea să vă citesc acest mic paragraf. Eu n-am citit cărțile. Le-am răsfăit un pic de dimineață și mă gândeam dacă să încep cu asta sau să sfârșesc cu asta. Dar așa, dintr-o dată, am simțit nevoia să mă spun asta acum. Spune dumneavoastră așa. Înainte de a muri, speranța, am apucat să spun. Nu uitați de România. De acolo n-am trecut niciodată. Foarte mult. Deci nu e nevoie de microfon. Microfoanele sunt în perete. Am avut tot timpul și nu a fost. Când ești român în țara ta, ai de cine să scrie tata. Simt că e bine și că e cald aici. Că sufletele sunt calde și una din explicații este că și eu sunt născut pe malul Dunării. Deci sunt născut la Turnu Severin, mai curge ceva apă la Călărași. Iar despre Călărași mi-amintesc așa. Când era în construcție combinatul și erau foarte multe efective de concentrați, oameni luați de lângă familie, de lângă copii și aduși practic la muncă silnică, de ce venea tribunalul? De multe ori o luau pe câmp, că nu mai rezistau și noi trebuia să venim, să-i judecăm, să-i condamnăm și pe urmă, la recurs, să-i punem în libertate. Și a mai fost o scenă, eu o să vorbesc puțin și cărțile trebuie citite, nu povestea. Când veneam la Fetești, cu miliția sau era și o unitate de securitate și miliție, ne aprovizionam cu carne. Numai că îmi pusem două sacoșe sau pungi din ala de un leu, trenul dădea să plece, am fugit după tren și mi s-au rupt. Vă dați seama ce imagine, un judecător militar alergând după un tren cu pungile pe care se grăbea să le ducă la București. Și m-ați oprit? Da! Plus că uniforma noastră se confunda cu ceea ce feriști. Și ăla care trebuia omul ăla închegat, n-a dat drumul până nu m-a văzut și pe mine urcat. Dar ce era de la geamul, ce circ. Plus că m-a lăia și săpat, era cam perioadă. Bun. Acum, ce se întâmplă? Cum am scris cărțile astea? Eu am vrut să le pun în actualitate. Că aici sunt documente de arhivă, inclusiv arhivă secrete. Și atunci m-am plecat pe arhive și am venit ca să mă întrebați cele mai rele. Pentru că suntem două bibliotece. Asta și un aviv. Încă. Păi da, pentru că pe omologul meu care am îndrăzit să facem podul de flori și telefon direct în Chișinău, au vrut să-l aranjeze la ieșirea din Ploiești cu ani în urmă. N-au reușit chiar de tot, l-au desfigurat. E vorba de Ioan Cuza, unionist. Și țin minte întâlnirea într-un loc secret la Huști. El venise Ion cu Moravski, primul ministru, și cu Znegu, cu președintele Moldovei. Eu eram cu ministrul Schiroiu al Apărării Naționale, îi se spunea și șurubărință, pentru că el avea școala de ofițer de auto, și cu premierul de atunci care, vă rog să mă credeți, Petre Roman a fost unionist, indiferent ce se spune, indiferent ce sau rău a fost. Dar a crezut în posibilă la noastră unire, căreia i s-a opus. Eu n-am ce să-i reproșez, dar Ion Iliescu s-a opus. Cuvântul lui era Petre. Atunci erau Petre Ioan. Nu am fost de fapt. Stăm cu ursul sovietic în spate. Ce vrei tu să faci? Bun. Am hotărât să iau într-una din cărțile astea, se numește Umbre. Sunt cei trecuți în neființă, în urma unor atentate, crime ca cea de la Târgoviște, acel proces de execuție trucat. Și am să vă spun de ce mă frământ. În dimineața de 25 decembrie 89, s-a primit un telefon de la Ministerul Apărării Naționale ca să fie trimis Carol, un judecător. Ce știau puternicii siriei ce înseamnă judecător. Și atunci ne-am strâns. Unii se pregăteau să o taie, că fusese de în anii 50-60 și condamnaseră în perioada deceniului Zgrobin. Și știau că devine drept. Eu eram foarte tânăr față de el. Și dintr-o întâmplare, și apropo de unchiul meu de la Turnu Severin, da, dar eram și nepotul șefului local țărănist de lângă București, de la Poșta, care câștigase alegerile și au zis că l-achită. Îl achită în sensul că nu pușcă, dacă nu trece la PCR. Și atunci, într-o noapte, și-au luat fetele, inclusiv mama și nevasta, și s-au oprit la Severin. De unde era, de fapt, familie. Și sigur că din profesor emerit a fost făcut muncitor la Prodaliment. Ce însemna Prodaliment? Însemna abator. Numai că în 90 n-am avut timp să îndeprim ce dosar. Fiindcă evenimentele s-au trăit atât de mult între 13 și 15. Iar eu, judecându-l pe Nicu Ceaușescu, a avusese ceva notorietate. Și atunci, Petre Roman încearcă să-l punem pe ăla, că dă bine. Dar șansa mea enormă a fost că atunci, pe 25, cum vă spuneam, când ne pregăteam să trimitem un judecător, nu s-a știut de ce. Dacă s-a fi știut de ce, trebuiau să mă trimită pe mine. De ce? Pentru că eu eram președintele Tribunalului Militar București și de asta ajungeam și la Călărași, că era pe raza mea. Și Târgoviște, de asemenea, pe raza mea. Raza Tribunalului. Și nu conta că eram doar capitan. În justiția militară trebuie să ai gradul egal cu cel pe care îl judeci măcar. Ceaușescu n-avea grad activ. Deci eram mânușe pentru a merge acolo. Nu că mânușe, trebuia să fiu eu. Și dacă Dumnezeu a vrut să mă ferească, să nu uităm că cel care a fost să judece, care era șeful meu de la tribunalul pe toată țara, și a tras un blot în cap. Care știe este de, din județul Călărași, Gica Popa. Gica de locă, da. De la Ila. De la Ila. Un om s-a doar țară cu noi. Și s-a sinucis. Deci nu a fost vorba de altceva. Numai că și-a fost pe urmă, eu povestesc, am chiar un capitol despre Popa Gica. A fost un durător, că n-a știut unde merge, s-a pomenit cu Ceaușescu în față. N-are rost să spun ce aș fi făcut eu. Probabil. Nici nu frumos. În memoria lui, să zic că eu aș fi făcut și aș fi găsit. Cred că aveam alt stil. Dar nu mă transformam... Ordinul era dat într-un veceu, așa că... Păi, o să știa ce să... Da, într-un veceu de către Iliescu și Roman, la presiunea ambițiului Voicavu cu Voiculescu, prosetul și din Ministerul Național. Și atunci, dacă am avut șansa asta, să fiu ocrotit de Dumnezeu, am simțit însă că voi judeca pe Nicu. Nu știu, așa am simțit. Și așa s-a și întâmplat. Mai sunt și alte minune ale epocii. Am observat însă un lucru. M-a fost și mie, dragi, două instituții care sunt ca și copiii mei. Când l-am văzut pe jandarmul ăla căzând de pe calul de ziua națională și urmă iarăși a căutat și ea, totuși jandarmeria este reînființată în România de mine sau în timpul mandatului meu. Și când am văzut cum a ajuns, era o armă de elită. Eram călărișat de 4 jandarmerii din mine. Așa era raportată jandarmeria română. Iar după masă i-am văzut refilând nici o adunătură de prin oschețile la Alba Iulia nu s-ar fi. Ceva cade. Și cade autoritatea. Autoritatea statului român. Dirijat. Ar fi atâta de spus, nu vă imaginați. Ca să vezi trupa aia pe din ora. Și am simțit nevoia să așez câteva rânduri, nu știu câte structuri, dar sunt corecte. Sunt real. Asta îmi doresc. Și mai îmi doresc un lucru. Nu o să vorbesc eu despre mine și plățile mele. Să răspund unor întrebări, oricât de delicate. Una celebră, care mi se tot pune, dom'le, ce ai avut cu regele de la scos din țară? Da, pentru că nu era cetățean. Pe cetățenii români eu îi prezentam. Indiferent de opiniile monarhiste sau republicane. Eu am opinia mea, oltean, mehedințean, român. Ăsta este partidul. Și spuneam domnului profesor, să nu uităm că totuși, cu drag, mă uit și spre monarhii, dar noi n-am avut pe tronul României nicio picătură de sânge român. Păi n-avea cine? Carol cu Elisabeta, Ferdinand cu Maria, Carol al II-lea cu Sofia, da? Și Mihai. Doamna de Cuza, care e român. Se spune că, mă rog, nu-i frumos să zicem că Bagu Știrbăi ar fi avut ceva incidențe cu una de regime. Nu-i treaba mea. Nu mă duc cu istoria în trator. Dar singurul domnitor român pentru mine este Alexandru Ioan Cuza. Asta e tot. În rest, merite au avut cam toți, inclusiv cel care a dezertat ca să sensoare și pe urmă, după ce a dezertat, l-a scos din tron pe propriul lui fiu, care avea, nu știu, avea 3 ani, 10 ani. Dar de ce trebuie să-i spun eu, doamnei Duda Majestate? De ce? Unde? Pentru ce Constituție? Da, îi spun și să rămână. Dar de ce majestate în România? După care Constituție? Se bat între ei, bat cu Nicolae, bat dau afară. Asta e realitatea românească și asta scriu și despre asta. Nu există în Constituția României noțiune de casă regală. Că stăm în genunchi și că cine știe văd din ce în ce mai mult, poate repede. Toată stima pentru monarhiști. Bunicul meu, deși țărăniți, n-a fost monarhist. Dar vreau să duc istoria și să o repun în drepturile ei. După cum, să nu uităm. Da, cu asta chiar nu. Carol I a cedat Ardealul. Pentru că a făcut alianță cu Germania și Austro-Ungaria. Tratatul secret. Da. În care, printre altele, se renunța la Ardeal. Ce sunt? N-aveai cum să faci alianță cu Austro-Ungaria și să pretinzi Ardealul. Adică era deja... Dar despre asta nu se spune. Sau se spune de prea puțin, dar oricum eu și sunt îndescrit pregătiți și pentru că să nu-i spunem doamnei Margareta Maestat. putem să-i spunem, Doamne, la Duda, putem să... Dar să-i spună altețe, nu vă supăra, să-i spună altețe regală lui Radu Duda. Duda regală. Bai nu. Nu, e o chestie de unitate. N-am nimic. Și oricum le-am duce pe toate. Gata, am terminat. Problema mea este să aud întrebări. Că asta-i viața, nu cărțile care trebuie. De bine să ne armonizăm niște idei despre România. Au multe momente să spun, dar nu ne permite nimeni. Multe. Și mai ales pe situația actuală. Părerea mea este că România e în situația unui mare risc de explozie, fie printr-o insubordonare civică maghiară, fie prin impunerea unor alte... Deci suntem în disoluție. Poate să vină tot seriul și tot parchetul și de-aia. Suntem în faza de disoluție prin criză de autoritate, prin criză morală și prin criză de... Pe cineva a spus, stat eșuat, nu înseamnă disoluție. Asta înseamnă. E, despre disoluția asta poate. Dar la cel mai n-am nivel. Nu. Foarte mulți alogeni. Foarte mulți alogeni. Adică foarte mulți nu sunt xenofob. Dar nu-s prea mulți. Ca să deschid eu și nu întrebărilor. Da. Pentru că am văzut câte umbre sunt aici. O întrebare despre un personajul prăpădit și el acum recent, pe care nici mereu securitatea n-a putut să-l elimineze și unii spun că a provocat României pagube mai mari decât cutremurul din 1977 și se întâmpla la un an jumate după cutremur. Ați avut acces la niște documente, ați fost ministru de interne. Care este părerea dumneavoastră și de specialist și de jurist vis-a-vis de Ioan Mihai Pacepa? A fost erou sau a fost trădător? Răspunsul meu este fără taie din pregândire. Ioan Mihai Pacepa este un trădător. S-au găsit însă obedienți. Asta e părerea mea de distanță, s-au găsit niște obedienți care nu numai că l-au achitat, pentru că vezi, Doamne, la trezat pe Ceaușescu, nu, Doamne, la trezat România și au murit mulți oameni. Toate rețelele noastre, o țară are nevoie de anticorpi. Noi n-am discutat încă despre securitate. Și ce a fost ea. Noi spunem numai de securitatea care spunea, dacă la vecina vinea mantul când e plecat soțul. E o bătălie economică, e o bătălie de interese geopolitice. Deci când vorbim de generația, uite cum se vede la mână. Am avut bucuria, onoarea să cunosc personajul care, după părerea mea, pentru mine a fost cel mai interesant de după 80. Se numește Mihai cel mai mare spion român din toate timpurile și probabil unul din cei mai mari. Și spunea așa, stând de vorbă cu el, de la el am învățat să dau cinton. De la el în el. Avea nevoie de mine, aveam nevoie de el. Eu vreau să știu ce se întâmplă afară, el trebuia să știe ce se întâmplă. Era dușman clar în cură. Și cu el. Mihai Caraman a fost personajul care m-a fascinat. De 2 ani nu mai îmi răspunde, am vrut să scriu o carte. Dar pomenesc aici. Pacepa, trădător și obedienții de la Curtea Supremă, nu numai că l-au achitat pentru trădare, dar l-au achitat și pentru dezertare. Păi mă, nu poți să-l achiși pentru dezertare, că ai lipsit mai mult de 3 zile militar, fiind din unitate, ești dezertor. Până acolo, sau până într-acolo am mers. Sigur că Pacepa era un dușman ireductibil al lui Caraman. Ca și alții. Și apropo de pornim de Chivu Stoica. Păi, exact cum a murit Chivu Stoica, a murit și fostul șef al serviciilor secrete române. La o vezi, doamne, accidentă vânătoare, îl știți sigur și știm sigur. A fost la o vânătoare, zice, și iarăși zice că s-a înghețat arma de... Nu, de pom de alături de un pom și exact pe aici a intrat și pe Nicola a ieșit. Dar o să mă aduc la... Doi caduri, domnule, doi caduri. Da, trebuie să zic că lumea din morțile suspectă și eu zic că e... Și Carol l-a sprijinit pe Pacepa, dar a ajuns acolo. Că doar el era... Da. N-am doar. Și mult care. General Colonel.